La data de 20 martie la Soroca a fost convocată Comisia pentru Situații Excepționale a Raionului. Ordinea de zi a inclus mai multe întrebări, primul subiect fiind cu privire la focarul de peste porcina africană în satul Oclanda. Aici, Tudor Moraru, șeful Direcției Teritoriale Soroca pentru Siguranța Alimentelor, a relatat care este situația la zi în localitate, ce măsuri se întreprind pentru a nu se răspândi focarul și ce activități de prevenire au loc în teritoriu. În cadrul aceleiași ședințe, șeful adjunct a direcției Situații Excepționale, Soroca Igor Brighidin a venit cu o informație cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor specifice perioadei de primăvară vară ca urmare a arderii vegetației uscate.